Legăturile cu rușii ale unui fost colaborator al lui Mircea Joană, noi dezvăluiri despre afacerile familiei Mănescu. Încă o achitare într-un dosar de mare corupție, Instanța Supremă șterge acuzația de luare de mită la adresa fostului ministru Nicolae Băniciu. Universitățile nu vor mai accepta sesizări anonime privind abuzurile și hărțuirea și precedent juridic european. La cererea unui bărbat transgender născut în România, Curtea de Justiție a Uniunii a stabilit că țările membre sunt obligate să recunoască o schimbare de gen făcută într-un alt stat membru. E vineri, 4 octombrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Ziua și necazul în campania prezidențială a lui Mircea Joană, site-ul context.ro publică noi dezvăluiri despre afacerile familiei Mănescu, pe fundalul plângerilor potrivit cărora fostul număr 2 al NATO s-ar confrunta cu o presupusă campanie de compromitere. Context.ro scria la începutul săptămânii că Rareș Mănescu, fost primar al sectorului 6, a înființat o firmă împreună cu un propagandist rus în timp ce coordona campania din București a lui Mircea Joană. Site-ul de investigație adaugă acum că în aceeași perioadă fiul lui Rareș Mănescu, Vlad, a vândut o companie de consultanță unei foste colaboratoare a unui oligarh rus. Moșe Cantor e supus sancțiunilor internaționale de după invadarea Ucrainei. Explică Raul Bambu. Lisa Schmidt a făcut parte din conducerea unei companii deținute de Moșe Cantor, oligarhul rus considerat unul dintre apropiații lui Vladimir Putin. Potrivit context.ro, fiul lui Rareș Mănescu i-a vândut acesteia firma de consultanță în care era coproprietar în primăvara acestui an. La momentul tranzacției, tatăl său era implicat în campania electorală a lui Mircea Joană, deși acesta din urmă încă deținea funcția de adjunct al secretarului general NATO. Contractul de vânzare a fost înregistrat la Registrul Comerțului în prima parte a lunii aprilie. Lisa Schmidt a colaborat vreme de 12 ani, începând din 2010 cu Acron, unul dintre cei mai mari producători de fertilizanți din Federația Rusă. Grupul Acron a fost fondat de oligarhul Moșe Cantor. Un susținător public al lui Vladimir Putin, acesta a reușit să-și mențină o avere colosală, estimată la peste 9 miliarde de dolari. După invadarea Ucrainei, Uniunea Europeană i-a interzis să călătorească pe teritoriul său și a cerut ca bunurile sale din statele membre să fie înghețate. Premierul Ungariei, Viktor Orban, este unul dintre cei care au încercat să forțeze ridicarea sancțiunilor la adresa oligarhului rus. Mircea Joană a primit cu vehemență dezvăluirile publicate de context.ro. El a invocat, fără să ofere dovezi, o presupusă campanie de discreditare a sa în care ar fi implicate serviciile secrete ruse, dar și partidele mari din România. Mai mult, el s-a lansat într-un atac dur la adresa lui Otilo Biro, redactorul șef al context.ro. Atacul pornește de la o serie de știri false, ale căror premise au fost demontate de mai bine de un an. Să mai spunem că Sanda Nicola, o fostă jurnalistă care face acum parte din echipa de campanie a lui Mircea Joană, a recunoscut în cele din urmă că Rareș Mănescu a fost coordonatorul campaniei din București. Cu nici 24 de ore înainte, candidatul la președinție încercase să minimalizeze rolul acestuia într-un interviu la Digi24. Tot n-am înțeles care e minciuna în privința lui Rareș Mănescu. Ce minciuna a apărut în această investigație? Că relația lui cu cineva din Rusia are de-a face cu campania mea. Este o uriașă minciună. N-are niciun fel de legătură, este făcută, dacă este adevărată, mult după ce n-a mai fost în mișcarea România Renaște, este o minciună sfruntată. Între ce perioadă și ce perioadă? Ce dată și ce dată? Înțeleg că a stat 3 luni, asta spuneau colegii din Renaște. 3 luni de când până când? Până în luna aprilie, când a plecat. Firma și-a făcut-o după, să fie sănătos. 31 mai a făcut firma. Nu iulie, 31 mai. Problema dânsului. Nu era aici. Și dacă există vreo încercare de compromitere a mea, înseamnă că cineva, e foarte posibil să fi plantat această operațiune. Pentru a crea un subiect de campanie și un subiect pe care... De când au apărut informațiile, ați vorbit cu Rareș Mănescu? Nu. Păi nu era cazul să aflați? Nu, e treaba lui ce face. Acum, în seara asta, ne spuneți că e posibil să fi plantat cineva. Nu știu. Operațiunea. Vreau să aflu și voi afla și vom afla instituțional. Nu vorbesc cu el. Păi de ce? Ce motiva să vorbesc cu el? Ca să lămuriți lucrurile. Ce face? De ce să lămuresc? Ce face el cu viața lui e problema dânsului. Ce fac eu cu viața mea și cu campania mea e problema mea. Nu e nicio legătură cu Rareș Mănescu și nicio legătură cu vreo asociere a lui Rareș Mănescu cu rușii.
Încă o achitare într-un dosar de mare corupție, Instanța Supremă l-a absolvit de răspundere pe Nicolae Bănicioiu, fost ministru PSD al Sănătății și al Tineretului, trimis în judecată pentru luare de mită și trafic de influență. Decizia nu este definitivă, iar una dintre judecătoarele din complet a făcut opinie separată. DNA poate de asemenea să facă recurs. Nicolae Bănicioiu ar fi încasat aproape 800.000 de euro de la mai mulți oameni de afaceri între 2012 și 2015, pe când era ministru al Tineretului. Procurorii l-au acuzat că, la schimb, ar fi urmat să-l influențeze pe titularul de la Sănătate, Eugen Nicolescu, să mențină în funcție sau să nu revoce managerii de la 5 spitale din București și din Ilfov. Oamenii de afaceri, furnizori de materiale sanitare, aveau mai multe contracte profitabile cu instituțiile respective. Dosarul a început să fie judecat în 2022, iar magistrații au scos din el mai multe probe, printre care se numără interceptări și ordonanțele în baza cărora a fost autorizată folosirea unor colaboratori cu identitate protejată. În toamna lui 2020, când DNA a cerut Parlamentului să ridice imunitatea fostului ministru, Nicolae Bănicioiu calificase acuzațiile drept false. El a avut 4 mandate de deputat din partea PSD, a demisionat din partid în 2018 și s-a înscris într-o formațiune înființată de fostul premier Victor Ponta, din guvernele căruia și făcuse parte. După ce i-a înfuriat pe moldoveni când a insistat că, fiind născut în Buzău, nu poate fi considerat unul dintre ei, premierul Ciolacu gafează și la nivel internațional. La o gală a oamenilor de afaceri români din străinătate, candidatul PSD la președinție a confundat numele a două personalități publice din Portugalia. A spus că a discutat despre experiența comună a emigrației masive cu fostul premier Rui Costa. Numele fostului demnitar e de fapt António. Rui Costa e un celebru fotbalist portughez retras din activitate. A jucat la AC Milan, Benfica și Fiorentina și e considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din istoria fotbalului. Stăteam de vorbă cu Rui Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, și Portugalia a trecut printr-un asemenea abandon al țării ca și România. În timpul discursului, Marcel Ciolacu a menționat și a doua oară numele fostului premier al Portugaliei, de data aceasta corect, António Costa. Marcel Ciolacu a recunoscut că ezită să vorbească în public în limbi străine și că ia încă, între altele, lecții de engleză. Uniunea Europeană impune taxe vamale usturătoare de până la 35% mașinilor electrice produse în China. 10 state membre au votat pentru, 12 s-au abținut și 5 au votat împotrivă. Germania s-a opus vehement acestui demers. În opinia Berlinului, suprataxarea riscă să provoace un război comercial, iar o soluție negociată ar fi de preferat. Noile taxe ar trebui să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni și să rămână valabile timp de 5 ani. Oficialitățile din Bruxelles spun că producătorii de mașini electrice se bucură de subvenții uriașe în China și că fac concurență neloială celorlalte automobile. O anchetă asupra acestor practici a fost deschisă anul trecut. Estimările oficiale spun că mașinile din China ar putea să aibă anul viitor o cotă de 15% din piața europeană a mașinilor la un cost mediu cu 20% mai redus. Statele Unite au dublat taxele vamale pentru mașinile produse în statul asiatic. Numărul moldovenilor care se pronunță pentru integrarea europeană a sporit semnificativ de la 57% în aprilie la 63% luna trecută. Așa indică un sondaj făcut de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing pe un eșantion reprezentativ din populația țării vecine. Marja de eroare e de plus minus 3%. Interesant însă, doar puțin peste jumătate dintre subiecți afirmă că majoritatea locuitorilor Moldovei ar susține aderarea țării la Uniunea Europeană. Intenția de participare la referendumul constituțional și la prezidențialele de pe 20 octombrie e de circa 66%. Larga majoritate consideră că referendumul e o șansă istorică pentru Republica Moldova. Ucraina și Moldova au fost invitate oficial să adere la Uniunea Europeană în urma războiului pornit de Vladimir Putin în 2022 în țara vecină. Negocierile propriu-zise, care pot să dureze ani întregi, au început spre finalul lui iunie. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Înseamnă că pot să mă consider cetățean al Uniunii
complet. Și înseamnă că pe viitor o să sper că am o viață mai completă. Știu că am toate drepturile intacte. Decizie fără precedent a Curții de Justiție a Uniunii Europene, țările Uniunii sunt obligate să recunoască o schimbare de gen făcută într-un alt stat membru, a hotărât instanța la cererea unui bărbat transgender născut în România. El și-a schimbat genul și prenumele în Regatul Unit înaintea Brexitului. Arian Mirzarafie-Ahi a încercat să se întoarcă în țară în 2018. La controlul de securitate din aeroport, pentru că înfățișarea lui din cursul tranziției nu mai coincidea cu documentele, a fost supus unui interogatoriu intens personal legat de orientarea sa sexuală și de gen. A hotărât atunci că urma să își schimbe și actele din România, iar în 2021 le-a cerut autorităților să-i recunoască documentele emise de statul britanic. Cum răspunsul a fost negativ, a trebuit să se adreseze instanței. CJUE a stabilit că practica statului român contravine dreptului european și a catalogat-o drept o îngrădire a dreptului de liberă circulație și de ședere. Hotărârea favorabilă din acest caz ar putea să aibă implicații semnificative pentru drepturile persoanelor transgender din întreaga Uniune Europeană. Ea stabilește un precedent care ar putea să garanteze în viitor că drepturile obținute legal într-un stat membru sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Cine are de gând să reclame eventuale abuzuri în universități o va face în nume propriu sau deloc. Sesizările anonime sunt blocate explicit în noul regulament de funcționare a comisiilor de etică. După 4 luni de consultări, ele au fost publicate în Monitorul Oficial. Site-ul EduPedu constată că această măsură apare în ciuda faptului că guvernul nu a adoptat schimbările promise după scandalul Alfred Bulai și după alte cazuri de hărțuire în mediul universitar. Pe de altă parte, același regulament introduce măsuri referitoare la sprijinul pentru victimele unor abuzuri sau acte de hărțuire. În teorie, comisiile de etică se vor putea și autosesiza. Școala Națională de Studii Politice, unde a lucrat Alfred Bulai înainte de a fi acuzat public de hărțuire, anunțase de curând că are de gând să permită sesizările anonime în viitorul cod de etică al instituției. Inaugurat cu mare fast acum un an, podul peste Dunăre de la Brăila pare să fi intrat aproape imediat în epoca reparațiilor fără oprire. Primul strat de mixtură bituminoasă va fi turnat marți, a anunțat compania de administrare a infrastructurii rutiere. Cea mai recentă problemă este asfaltul, care a crăpat chiar și pe singura parte deschisă, pe care deja se circula îngreunat. În martie, una dintre rampe s-a lăsat, tasările ajungeau la 15 cm. Podul s-a mai confruntat cu infiltrații de apă și cu denivelări ale asfaltului în timpul verii. Construcția de peste Dunăre e cel mai mare pod suspendat ridicat în România. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând butonul care activează notificările. Mâine, rezumatul săptămânii e de găsit în newsletterul realizat de colegii Claudiu Radu și Alex Enășescu. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!